Salut tuturor, sunt Andy și bine ați venit la o nouă recine și discuție. Astăzi vom discuta despre Oameni Normali de Sally Rooney. Am ales Oameni Normali pentru că am menționat Taylor de foarte multe ori ca fiind o carte care a plăcut foarte mult și o carte care a fost unul dintre punctele de inspirație și momentul în care a scris albumul Lover și pur și simplu am fost curios să văd care ar fi genul de cărți pe care le citește ea și cum este cartea, dacă tot zice că i-a plăcut. De asemenea, mai am câțiva prieteni care au citit-o și cărora le-a plăcut și atunci am zis că dacă tot am văzut toate lucruri bune despre ea, să încerc și eu. Oameni Normali reprezintă un roman destul de normal. Este o poveste de dragoste care pur și simplu mi se pare că este aparte prin modul în care pur și simplu prezintă viața reală și normală. De obicei, poveștile de dragoste au tenta asta de a fi pompoase și de a scoate dragostea în evidență ca ceva wow și ceva minunat și un sentiment pe care îl trăiești și parcă tot din jurul tău se schimbă, doar că mi-a plăcut în Oameni Normali că Sally Rooney nu a arătat dragostea în modul ăsta, ci pur și simplu a arătat-o ca pe un sentiment normal și un sentiment care într-adevăr te schimbă, doar că nu te face neapărat să gravitezi mereu în jurul ei. Romanul urmărește pe Marianne și pe Connell, doi adolescenți, în momentul în care sunt în clasa 12, la finalul liceului, până în momentul în care termină facultatea. Toată acțiunea se petrece în jurul a 4 ani și pur și simplu urmărește atât povestea de dragoste ce se înfiripă între ei, cât și pur și simplu evoluția amândurora și modul în care se maturizează. Alt aspect care mi-a plăcut foarte mult la carte a fost faptul că nu s-a bazat atât de mult pe dragoste, cât s-a bazat și pe modul în care a evoluat individual. Pentru că povestea cu dragoste este destul de cună bădăi. Mi-a plăcut cum a fost scrisă, pur și simplu am simțit că are ceva frumos în ea. Este un roman scris foarte simplu, nu vă așteptați la metafore sau replici memorabile, pur și simplu este un roman care este scris la fel de simplu precum este și povestea în sine și asta mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare că este scris atât de simplu, doar că are ceva frumos și poetic în ea și asta a fost unul dintre aspectele mele preferate la carte, pur și simplu citind, m-am pierdut în poveste și mi-a dorit să aflu cât mai multe lucruri, să văd cât mai mult cum evoluează personajul. Asta este genul de carte pe care pot să o termin și într-o zi, doar că pur și simplu am stat 3 zile ca să o citesc pentru că mi-a plăcut și foarte mult și pur și simplu n-am vrut să mă detașez de repede de poveste și să o termin imediat, am vrut să mă bucur de ea și de aceea mă și bucur că nu am grăbit-o, ci pur și simplu I took my time when it came to reading it. Mi se pare că și ăsta e modul în care pur și simplu trebuie să citești cartea, să nu grăbești acțiunea, pur și simplu să citești momentul în care simți și să-ți acorzi timp să o citești, pentru că este o poveste frumoasă și pe lângă faptul că este frumoasă este și foarte scurtă și pur și simplu mi s-ar fi părut păcat să o termin într-o zi, două. Mi-a plăcut foarte mult modul în care autoarea s-a bazat pe evoluția separată a fiecăruia, pentru că atât Marianne cât și Connell sunt două personaje destul de intense, doi oameni care se luptă ambii cu demonilor și care, într-un fel, acești demoni le afectează relația și afectează și ceea ce se află în jurul lor. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult paralele dintre personaje. La un moment dat, pur și simplu, lorurile se schimbă pe la mijlocul cărții și unul devine ca celălalt și asta mi s-a părut foarte, foarte tare. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult modul în care a prezentat ideea de relație secretă și relația ascunsă și modul în care aceasta poate să te afecteze atât pe tine cât și pur și simplu mediul din jur. Și pur și simplu mi-a plăcut cum a arătat relația lor ca pur și simplu o relație normală și a arătat pur și simplu greutățile unui cuplu și a doi oameni care se iubesc, doar că pur și simplu în tot acest journey al lor dau peste foarte multe încurcături și foarte multe întorsături de situație. Mi-a plăcut modul în care i-a arătat evoluția lui Marianne de la o fată timidă care era în liceu la fată populară care ajunge în facultate și la pur și simplu toate aceste experiențe care ajung să o formeze și pur și simplu să o ajute să se regăsească, cu toate că până și la finalul romanului nu găsim această dezvoltare terminată atunci când vine vorba de personajul ei. Totuși putem să simțim o schimbare față de început la modul în care gândește și modul în care pur și simplu judecă unele lucruri. Mi-a plăcut foarte mult atenția când a venit vorba de personajul lui Connell, pentru că mi s-a părut Connell puțin mai intens decât Marianne și mi s-a părut că el a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul romanului, pentru că la începutul romanului vedem un băiat foarte popular care pur și simplu încearcă să-și păstreze reputația cât mai curată, iar de-a lungul romanului, pur și simplu, el evoluează într-un fel de versiune a lui Marianne din liceu, devine foarte timid și foarte retras și asta mi s-a părut foarte interesant. De asemenea, el trece prin mai multe schimbări de comportament față de Marianne și prin diferite traume și
simt că la finalul romanului pur și simplu vedem evoluția lui întreagă, nu încă în proces, cum este cea lui Marianne. Și atunci mi s-a părut foarte interesant. De asemenea, mi s-a părut interesant cum pur și simplu ambele personaje se completau unul pe celălalt și cum de fiecare dată când Marianne avea nevoie de sprijin, Connell era acolo și când Connell avea nevoie de sprijin, Marianne era acolo, indiferent de relațiile și nebădăile prin care au trecut în timpul romanului. De asemenea, mi-a plăcut cum cu toate că ei doi au fost un fel de on and off de când a început romanul, totuși și-au acordat timp și s-au înțeles și au înțeles că fiind în creștere au și alte nevoi și cu toate că de multe ori a fost un pic dramă în jurul acestui lucru, nu a fost atât de mare și asta mi-a plăcut foarte mult. Pur și simplu mi-a plăcut enorm cum romanul ăsta a arătat pur și simplu normalitatea unei relații și normalitatea unui lucru care începe în momentul în care ambii sunteți în formare și modul în care vă luptați pentru a o păstra chiar și în momentul în care deja sunteți maturi și știți greutățile vieții și ați trecut prin foarte multe lucruri și v-ați maturizat. Mi-a plăcut foarte mult dinamica relației și pur și simplu modul în care a fost prezentată. Cartea este ecranizată împreună cu cei de la Hulu și am început acum două seri serialul și pur și simplu îmi place pentru că mi se pare că este o imagine aproape perfectă a cărții și îmi place cel mai mult faptul că au păstrat replici din carte în el. Asta este unul din lucrurile care mă fascinează sincer, doar că mai mult îți vorbesc despre el în poveștile de la Doza. Romanul este unul destul de liniștit. Nu este un roman care să vă pună foarte mult mintea la contribuție și să fie foarte intens. Este un roman perfect de relaxare după foarte multe romane intense cum am citit eu, că de aia l-am și ales. Și pot să spun că ăsta este unul dintre romanele mele preferate pe anul ăsta. Chiar m-a sensibilizat la foarte multe lucruri și pur și simplu mi-a plăcut veridicitatea lui și mi-a plăcut modul în care a reprezentat lumea și drama asta adolescentină și pur și simplu evoluția personajelor. Sunt foarte curios să citești cealaltă carte a lui Sally Rooney numită Conversații cu prieteni. Dacă ați citit-o, vă rog să spuneți în comentarii cum vi s-a părut, pentru că romanul ăsta mi-a plăcut mult, doar că într-un fel mi s-a părut că a fost foarte scurt și parcă am zburat prin el. Chiar mi-aș dori să mai pur și simplu gust din modul în care ea scrie și să mai văd și alte scrieri ale ei. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult modul în care a prezentat introspecția și a prezentat emoția personajelor și pur și simplu modul în care le-a descris mi-a plăcut enorm. Dacă ar fi să am o problemă cu romanul, ar fi faptul că mi s-a părut un pic cam grăbit, adică într-adevăr îți povestește efectiv tot ce se întâmplă în acești 4 ani, doar că capitolele sunt gen 3 săptămâni mai târziu, apoi o lună mai târziu, 6, 2 zile, 4 luni, tot așa cum trec anii și într-un fel pare că acțiunea se grăbește extrem de mult și parcă vrea să ajungă imediat la final, doar că este interesant cum ai impresia că e grăbită acțiunea, doar că de fapt, pur și simplu în aceste capitole, gen 6 luni mai târziu, apoi 2 săptămâni mai târziu, în interiorul lor ți se explică și ceea ce s-a întâmplat în acele luni, deci nu pierzi efectiv nimic și de-aia mi s-a părut foarte interesant modul ăsta de abordare a poveștii, mai ales că au fost momente în care s-au întâmplat lucruri mai dramatice și mai triste și atunci vedeai cum se simte personajul după ce s-a întâmplat și apoi pur și simplu te duce în trecut să vezi ce s-a întâmplat și de ce a ajuns așa. Asta mi s-a părut foarte interesant. Mi-a plăcut mult cum Sally Rooney a abordat povestea și pur și simplu modul de povestire, storytelling-ul a fost interesant și ăsta este alt lucru care mi-a plăcut enorm la roman. După părerea mea, după Inim Chimici, ăsta mi se pare cel mai realist roman de dragoste, dacă nu chiar pe locul unu cel mai realist roman de dragoste, pentru că mi se pare că arată iubirea pur și simplu cu toate fațetele ei, o arată cu părțile bune, o arată cu părțile rele, arată începutul care este plin de anxietate și frică, arată povestea de dragostea personajelor pur și simplu trecând prin tot spectrul ăsta de emoții și asta mi se pare foarte, foarte fain. Ok, cam atâta a fost recenzia mea, nu o să fac o parte cu spoilere pentru că nu este cam nicio scenă din carte pe care chiar aș vrea să insist mai mult, pur și simplu am dorit să vorbesc despre ea la general. V-aș recomanda să mergeți să o cumpărați, să o citiți, pentru că este foarte frumoasă, doar că totuși v-aș recomanda să mergeți să o citiți dacă aveți undeva peste 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, v-aș recomanda să mai așteptați puțin, pentru că este un roman destul de matur și adult și descrierile sunt destul de explicite. Dacă ați citit această carte, vă rog să spuneți în comentarii cum vi s-a părut, care au fost scenele voastre preferate și tot ce mai doriți voi. De asemenea, dați like acest videoclip, un share, să vă vreau să canalul meu pentru videoclipuri în fiecare săptămână, să-mi dați follow pe Instagram, să vedeți și alte link-uri din descriere. Eu sunt Andy, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!